Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. O familie din Statele Unite a avut o surpriză mare când a ajuns acasă, cum ne place nouă. Cineva făcuse curățenie peste tot. Toate lucrurile erau așezate la locul lor. Praful șters, paharele spălate, gunoiul dus. Albă ca zăpada. Albul ca zăpadul, da. O să vezi. Acum nu mai e voie să spui alba ca zăpada, știi? Nu. Spui persoana ca zăpada. Sau ceva. Da. Pisicile erau hrănite și îngrijite, își făceau liniștite somnul și aș vrea să trimitem adresa noastră, adresele noastre măcar pentru chestia asta. Bulevardul Pipera, începem de aici. Că... Da. Pentru pisici? Nu pentru pisici, mă, pentru curățenie. Ha, așa. De anunț. Proprietarii n-aveau nici cea mai vagă idee cine le-a făcut curat în case. Infractorul, cu ghilimelele de rigoare, erou, așa, din punctul nostru de vedere, este un tânăr care uneori în timpul său liber face curățenie în casele amicilor și cunoscuților și face un bănuț în plus. Deci, practic, dacă vrei să-ți mai iei un job, Luca, că tu ești pasionat cu aspirator, am înțeles că ție îți place cu aspirator. Dau cu aspiratorul de mic. Uite o idee. Adevărat. Pac, faci, te duci frumos. El zice că face asta ca să câștige un ban, dar la mijloc e vorba și despre pasiune. Și pleacă prietenii, îi lasă cheia, el se duce, deschide. Face curat. Face curat. Eu sunt pasionat mai mult să fac ca pisica. Adică mâncărică și somn, dacă s-ar putea. Deci, Luca, dacă vrei, îți dau cheia. Îți dau voie și la frigider. Ok. Și eu dorm pe aici, pe canapeluță și tu... Acum vorbești cu el după ce ai spus că o să fie eurodeputat și a pensie. Da. Nu-l mai interesează, s-a terminat. Da. Pe tânăr îl cheamă Luis Angelino. Și spune, e un lucru foarte satisfăcător. Să facă curat, adică. Da. Și m-a ajutat din multe puncte de vedere, mai ales mental. Clar. Pentru că dacă te afli într-un mediu curat, ai și mintea curată. Dar ce caută el în mediul altora? Adică de ce îl interesează pe el dacă e casa vecinului curată? Și de la ele lună, îți dai seama. Bun, ok, dar și, adică... Se joacă cu mințile oamenilor. Bun, și i-a promis unui prieten că trece pe la el pentru curățenie, doar că a greșit ușa. Cheia era sub preș, așa cum îi spusese și amicul, vezi că găsești cheia sub preș. Asta mi se pare fabulos cu cheile sub preș. Continuă să stea sub preș. Da. Da. În ce lume trăim? Uh-huh. În ce lume trăiesc ei, de fapt? Acum, aici, fie niște uși sub preș. Unile chei. Mai pun într-un alt loc secret în cutia de scrisori. Da. Sau închivești. Da. Bun, deci tânărul a intrat, s-a apucat de treabă și s-a ocupat și de pisicile din locuință. Le-a hrănit, le-a periat, le-a numit pisicile super fericite. Ia uite, avem un sclav nou necunoscut. Și l-a dat lui Angelino, băiatul curățenia, zice, am primit un telefon de la Marc. Marc, amicul la care trebuia să facă curat. Care m-a întrebat dacă m-a apucat să trec pe la el în ziua aia și dacă am făcut curat. Eu zic că da, cum să nu, prechine. Bec. Sunt la tine, sfragerie, bec. Te aștept și mă joc cu pisica. La care el îmi spune, eu n-am pisică. Ha? Ce bună e asta. Da, un zân al curățeniei, albă ca zăpada, practic un zân / zână, treaba lui alege ce vrea să fie, al curățeniei, care a făcut curat și a spălat, a curățat și pisicile. Da. Bine, pe Luca l-ai dat peste cap total cu asta, cu pensia, nu prea... Europa, da, și cu cheia supreși, adică sunt prea multe pentru o singură zi. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.